Etapa a 16-a din Liga a 2-a, ultima care se dispută în acest an calendaristic, propune la Galați întâlnirea dintre Oțelul și Metaloglobus București. Vorbim de două echipe cu obiective diferite. Oțelul are nevoie de toate cele trei puncte puse în joc pentru a face încă un pas important în lupta pentru un loc în play-off. Din ce Metaloglobus are nevoie de puncte în lupta pentru evitarea retrogradării. Cele două formații pătrund acum pe teren și se vor alinia pentru prezentarea oficială. Reamintesc că în afara meciului de astăzi mai sunt doar trei etape care se vor disputa în anul 2023, după care se va trage linie. Primele șase echipe vor merge în play-off, iar restul vor fi împărțite în două grupe de play-out a câte șapte echipe. Iată cum se prezintă distribuțiile de start în cele două formații. Echipa oaspete, Metaloglobus București, echipa antrenată de Eusebiu Tudor, în poartă cu George Gavrilaș, jucători de câmp cu numărul 29, Petre Goge, 14, Alexandru Gheorghe, 5, Laurențiu Liș, 23, Ocan Șat Zirer Zoglu, 18, Paul Chioran, 13, Andrei Sava, 4, George Caramălău, 11, Dragoș Huiban, 19, Yasin Zakir și cu 21, Miloș Zucanovici. De partea cealaltă, Dorinel Munteanu a trimis pe teren următorul 11. În poartă este Cosmin Durbozoancă, cu numărul 18, Teodor Farcaș, 4, Antonio Azinovici, 15, François Iabre, 22, Dan Panait, 8, Ionuț Neagu, 30, Iuri Cisotti, 19, Răzvan Gorovei, 23, Vasile Jardan, 9, Valmir Berișa și numărul 21, Laurențiu Maxim. Se remarcă câteva absențe din formația gălățeană. Ghiocel, indisponibil de la începutul acestui campionat, practic. Apoi s-a accidentat și fundașul stânga Nedelea. Iar astăzi va lipsi și Mitoi, celălalt jucător under, care este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Oțelul ocupă locul 4 cu 29 de puncte, tot atât cât are ocupanta locului 3, Politehnica Iași, care are un golaveraj superior, în timp ce Metaloglobus ocupă locul 15 cu 17 puncte.
În condițiile în care liderul CSA Steaua a remizat ieri cu Gloria Buzău în cadrul aceleiași etape, iar ocupanta locului 2, Unirea Slobozia, a pierdut pe terenul Concordiei Chiajna, Oțelul poate spera să încheie anul chiar pe locul 2 dacă Poliaș se va încurca pe terenul celor de la Unirea Constanța. Pe lângă aceste lucruri, sperăm ca Oțelul să reușească să obțină și o victorie concludentă. Ultimele două partide câștigate de Gălățeni au fost ambele cu scorul de 1-0. Oțelul va arunca de la margine, voi încerca să identific și modul cum se poziționează în teren formația bucureșteană. Dar deocamdată urmărim o luptă la centrul terenului, lămurită de Azinović, care trimite mingea mult. Respinge Farcaș, titularizat astăzi pe banda dreaptă a defensivei. George Caramalău a respins, este capitanul echipei vizitatoare. Duel cu Berisha, Berisha deviat pentru Maxim. Control bun al balonului, acum Farcaș întoarce în centru la Azinović. Și gălățenii reau faza de construcție. Ionuț Neagu schimbă direcția de atac pentru Maxim. Acesta era în poziție de offside. Minutul 5, 0-0. Au venit destul de mulți spectatori în tribunele stadionului Oțelul, lucru cu care ne-am obișnuit deja. Asta în condițiile în care condițiile atmosferice nu sunt cele mai prielnice de a urmări un meci de fotbal pe stadion. E destul de frig. Dar oricum a răsărit și soarele, iată-l pe Gorovei, intrat în careu, încearcă o așezare, nu este precis, mingea îi revine, centrează acum Panait, dar se vede lipsa lui George Cârjan, l-am uitat și pe el, este accidentat, Iabre își face loc în duelul cu sârbul Miloș Zucanović. Puternic burkinezul din defensiva formației gălățene. François Iabre a ajuns la 31 de ani, are 1,80 m înălțime. Acum e depășit Iabre și iată o acțiune periculoasă de atac a bucureștenilor și din nou Durbozoancă își salvează echipa așa cum a făcut-o și pe parcursul meciurilor precedente. Un câștig incontestabil, principalul jucător al echipei gălățene în ultimele meciuri, Cosmin Durbozoancă, care a salvat de mai multe ori echipa în momentele grele și acum la pătrunderea lui că a parat șutul jucătorului de numai 18 ani care s-a aflat la limita careului de 16 metri față în față doar cu golkeeperul gălățean. Accidentat Zucanović, a primit îngrijiri și va trebui să aștepte reluarea jocului și acceptul arbitrului pentru a intra pe teren. Apropo de brigada de arbitri,
la centru Ovidiu Robu din Chitila, asistat de Mihai Cantemir din Făgăraș și Andrei Alexandru Roman din Târgu Neamț, arbitru de rezervă Silvii Ftore din Fălticeni. Berișa obține o lovitură de colț. Valmir Berișa, suedezul născut în Kosovo. S-a născut în Kosovo, dar de mic copil părinții au emigrat în Suedia, acolo unde a deprins și tainele fotbalului. Berișa a fost considerat un jucător foarte promițător la debutul carierei sale și a bifat câteva cluburi importante în palmares, a fost la echipa Under 19 a clubului AS Roma, de unde a trecut primul lui contract de profesionist, a fost la Panathinaikos în prima ligă a Greciei, dar apoi cariera lui a intrat pe un tren descendent. Doar repunere de la poartă, care va fi executată de George Gavrilaș. Portarul de 31 de ani degazează până la Zucanović. Busculat. Dragoș Huiban a fost în duel cu Azinović. Este lovitură pentru formația vizitatoare, care nu se grăbește să repună mingea în joc. Probabil pentru Metaloglobus și un rezultat de egalitate ar fi o realizare, mai ales că ar fi obținută pe terenul unei echipe clasate în prima parte. Și reiau gălățenii atacurile. Jardan îl vede pe Gorovei, preluare. Scoate în centru și scoate Gavrilaș cu o robinsonadă la execuția capitanului echipei gălățene, Ionuț Neagu, care s-a aflat foarte aproape de deschiderea scorului în minutul 12. Cea mai mare ocazie de gol, din nou jocul întrerupt, fiindcă Gavrilaș s-a lovit în momentul plonjonului. Mă rog, nu e nimic important. Arbitrul lasă să se execute lovitura de colț. A respins Zucanović, venit în sprijinul apărării. Și este lovitura de la 11 metri pentru un hands comis la executarea acestei lovituri de colț. Iată minutul 13. Și Iuri Cisoti are posibilitatea deschiderii scorului. El este specialistul în lovituri de la 11 metri, el le-a executat și pe parcursul acestui sezon și în sezonul precedent. Gol! Înscrie de la 11 metri și
Intervenție cinică.